Bună ziua! Am aici o drujbă chinezească. A trebuit să-i reglez carburatorul la drujba aceasta. Băieții de acolo care sunt la magazin nu sunt mecanici, ei vând anumite lucruri, dar nu sunt mecanici, să zicem. Se aranjează la un ascuțit lanț, la un strâns, un șurub, dar la carburator nu s-a băgat, în special pentru că trebuie această cheie. Bine, cheie e un fier găurit pe centru, asta am făcut eu acum și asta vreau să vă arăt. Cheia aceasta, cum am făcut să o fac? Am luat dimensiunea la mare, la șuruburile care sunt la interior, L-ul și H-ul. Am luat un fier de aici, fier vechi, l-am pus pe bormașina asta și i-am dat gaură pe centru. Simplu și frumos. Șuruburile, dacă nu sunt strânse rău de tot, se pot regla chiar și cu mâna. Dar cum de trebuie drujba să o pornești ca să o reglezi bine, a trebuit să fac beleaua asta, că nu mi-a vândut-o nimeni până acum. Și acum să încerc să fiu care mecanic îți vinde ție cheie. Și că tot îmi spunea Bobby Bob să mai repar și eu ceva, am și așa ceva așa. E bobina care e arsă. Singurul lucru care a trebuit să o demonteze tot, mi-a spus băieții că a pus bobina nouă și nu merge. Și a trebuit să o demontez complet, să-i văd toate firele pe unde sunt, cum sunt. Dar nu are nicio problemă, bobina cred că a fost de vină, oricum. Drujbă chinezească, bobină chinezească, altă bobină chinezească, poate mai proastă decât aia altă care era pe drujbă. Nu n-a reușit să o pornească. Și am demontat de tot ca să văd ce probleme are. Pur și simplu toate firele. Acum trebuie să mă să-i cumpăr bobină nouă să o pun aici. Și mi-a spus acea persoană că folosește ulei ars. Uitați ce se întâmplă cu ulei ars. Eu i-am spus să nu mai folosesc ulei ars pentru că nu e bun. Acum știți cum e, treaba lui. Lamă de drujbă bună. Bine, bună. Le folosesc și eu și sincer să fiu, n-am niciun așa în halul ăsta. Oricum, că tot e reglată beleaua asta, hai să tăiem puțin cu ea, nu? Ce altceva decât un lemnișor. Acum nu știu cât de bine se vede, pentru că e vorba de umbră, nici lumină mare pe aici, așa. Tot trebuia să-l întreb, nu? Să vedem dacă taie. Și bea la asta mică. Asta e frâna, dar mai mult, ține mai mult o groază.
prea drept. S-a încălzit toate alea. Cred că și puțin ulei. O las puțin parmeit afară. Acum l-am tăiat și pe ăsta drept. Că era bine, acum nu că e drept el, dar e mai drept decât decât era înainte. Dar e bine, dragi, vă ținem cont că lanțul a fost stat scuțit acum. Tot trebuie să reglez decât se pare minimul puțin, că e cam turată. Mi se pare puțin cam turată. Din trunchiul acela am început să aranjez aici toate scândurile. Acela încă nu l-am aici, l-am în camion. Nu știu dacă pot să mă duc astăzi pe acolo să mai tai câte ceva, dar va trebui tăiate toate ca să curăț puțin pe acolo, că am cam multă treabă și nu am chef să stau să mi ocup timpul atunci când e prea multă treabă. Pe moment cam atât. M-a dus să opresc drojba aia să face cam multă gălăgie pe aici. Ne vom auzi pe data viitoare. La revedere!